Iartă-i la mă, orablă. Ia uite, hop, hop, hop. Supozitorul tău de oraș. Ia să vedem ce rablă nouă ți-ai luat. Băi, ești nebun. Deci în cap așa. Una, două, trei ghiozdane și o gentuță. Roată de rezervă ai? Uite bă, care roată de dimensiuni mici, nu cred. Și la Camry am aflat că n-am vândut-o ca roată de rezervă. N-ai portbagaj electric? Ce mașină e asta, bă, frate? Nu poți, că era 1000 de euro în curs. Arată mult mai cheap ca Camry-ul tău. Arătatul ca arătatul, dar să vezi ce miroase mai cheap în ea. N-ai mă soft close? Culoarea îmi place, ai ales culoarea care ți-am zis eu. Nu, am ales culoarea care era festo. S-a pus anvelope all season, vezi? Așa am cerut eu. Goodyear Vector for season. E vreo 300 de lei anvelopa, am uitat până, 340 de lei. Roțile sunt pe 15, nu? Da, de aliaj, 3 pistoane. Motorul ăsta e derivat din motorul de Camry. Dar de cât e? De 1.5, în 3 cilindri. Cheie sărăcie, nu mai am de aia puștar. S-au aprins daylight-urile. Mama, ai halogen pe ea. Pentru că cea mai cheală. Nivelul următor avea LED-uri. Și pe spate? La fel, halogen. N-are LED decât asta de sus. Asta e LED. În rest e halogen. Și senzor. Daylight-ul, cred. Daylight-ul LED, da. Ai senzor de parcare față-spate. Cameră? În față îmi place mult cum arată. E agresiv, așa nu ți se pare? Au schimbat niște chestii la Toyota. În primul rând, nu mai e cu albastru sigla. Nu mai e radarul în siglă, l-au băgat sub în ăsta. Și în spate scrie așa, HEV, Hybrid Electric Vehicle. Așa, știi? Nu, că e de la Via Motor, din București. Ia să vedem interiorul. Îmi plac buzunerele astea. Da, mișto, să mai pui aici, patrafuse aici. Aici, țaca-paca. Da. Îmi place asta, că vezi că e mare ecranul. E cât ăla de la Camry. Da, deci da. Pentru o mașină cheală hibrid. Deci este cel mai jaf nivel de echipare. Vine cu climatronic, comenzi pe volan, volan din piele 3 spițe, încălzire în scaune, încălzire în volan, atenție, geamul electric față-spate. Consum 4-5, enorm, enorm. Știi cum a mers? Pentru răgălia asta. O oră a mers, 70% în mod hibrid. O oră, a mers în 11 km. Tot pe două mitite. Cotiera asta e minusculă, o glumă. Da, e bună. Da, două suporturi de pahare micuțe, o oglindă cu antiorbire automată, microfon. Uite ce nu-mi place la modelele noi. Recunoaște semnul și dacă ai 32 în zona de 30, face bing, bing, bing. Foarte enervant. Maxim de enervant. Ai tot pachetul ăla de sisteme de siguranță. 21 de kilometri? Păi, la 8 am luat-o eu. Mamă, dar în spate e mică rău de tot, frate. Da, dar în față e bine. Și deci că e în două ușe în spate, e nebun. Ai și două USB-C-uri. Automată, mai aici drive mode-ul, uite, EV mode-ul. Bă, de oraș, eu zic că este senzațională. Vezi că are? 116. Motorul termic are 94 de cai și motorul electric are 80 de cai. Și știi tu matematică, 94 plus 80 egal 116. Da. Ce nu-mi place mie, în primul rând, acum puterea plastice în ea. Da. Păi nu, frate, ce ai? Și doi la mână, uite, mă deranjează. Genunchii mei n-au loc aici. Da, vezi, ai, la Camry aici aveam soft, bobiță. Da, și vezi că trage. Da, trage, trage. Într-o 116 cai? Ce greutate are? Într-o 1060 și 1100 de kilograme. Mai grea cu vreo 25% ca un matiz? Da, matizul are cam 800. Plus 200, da. E ușurică, de-aia și trage așa. Trage bine pentru dimensiunea ei. Maxim oare? Cât e limitarea de hibrid 180? Cai Camry, cai Corolla, cai Corolla Cross, cai plug-in-ul de 300 de cai, dacă ai Toyota hibrid, maxim 180. Și asta cu 3 pistoane, tot 180 maxim. Cât consumă în acte? Cât îți arăta în prezentarea 3,9 WLTP, 3,9 mediu. De cât are rezervă? De câți litri? 36 de litri. 36? Da. Ca la matiz, ești nebun? Da. Ce moduri de conducere? Eco și? Eco, normal și sport. Teoretic, eco ăsta nu e așa spectaculos. Mai mult mă încurcă pe mine că nu pot să accelerez. Bă, mi-e place mânerul la ușă. Îmi place că ai buzunarele la ușă. Da, aici. O să ții ceva aici. Și buzunarul ăsta de jos, e măricel. Îmi plac gurile astea așa rotunjoare, ovale. Exact. Vezi, ți-au pus ornamentul ăsta negru și la gurile de ventilație. Atâta că mă așteptam să fie bateria mai mare un pic. Are 0,83 kWh capacitate. La Corolla și la Camry era de 1,2-1,3 kW. Era aproape cu 70% mai mare, 80%, adică. Îmi place cum au scos bucata asta, știi? Mm-hmm. Un pic în afara volanului. Capacul de la airbag, adică la mare. Da, e super sexy știi? Volanul. Și butoanele, sunt mișto. Au schimbat, layout-ul pentru că acum o generație erau altfel. Puteam scoate pe volan direct lane assist-ul acum, nu, tati, trebuie să te pună să cauți. Mm-hmm. Adică ți-a îngreunat special. Da, să nu le scoți. Să nu scoți, gen dacă ai plecat de pe loc, să nu poți să scoți în mers, să stai să cauți. Da, îmi place cum au pus pe mașină și inserția asta. Vezi că inserția asta, dacă era mașina albastră, albastră erau. Altă întrebare, cât ai rată la ea? 280 de euro pe lună plus TVA. Pe câți ani? Da, 5. Nici măcar 5, 5 de 7 de luni. Cât ai dat avans? 2400 plus TVA. Am dat-o pe mai mult. Am avut altă culoare. Te-am să iau și fără avans, dar era vreo 330 rata. Și după 57 de luni dai mașina înapoi. Da. Și e alta. Cât era mașina în prețul de listă? 23.000 plus culoarea încă 400 de jur, 23.500. Era vreo culoare gratuită care îmi costa? Aia albă, chiar. Okay. Dar nu vrei tu albă. Mai am una albă, 23.500. Cei de la operațional au obținut-o pe la un 20. Au discount de volum. Da.
foarte bine. 20-25 de aici. Bun, și în rata e așa. Asigurare RCA, asigurare casco. Da. Rovinietă. Da. ITP. Da. Anvelope. Da. Asistență rutieră. Da. Revizii. Da. Tot. Când nu bag decât benzina, o spăl și plătesc amenzi dacă iau. Da. Chiar contra cost cu comision că vin la ei. Da, da, da. Comision de management al amenzilor. Eu zic că pentru oraș, pentru tăvăleală, cost mic, pe firmă, etc. E ideală. E piesă. Nu e mașina vieții mele, nu e mașina visurilor mele asta, să ne înțelegem. Da, ți-ai luat ceva tranzitoriu de consum. Și să-ți faci treaba cu ea și să ai costuri mici. O mașină de consum. Da. Și mai este încă o chestie. Am vrut o mașină mică. Am avut numai mașini mari. Lumea a nebunit, toată lumea cu mașini mari. Toată lumea are multe mașini. Și e tot mai greu să parchezi. Camry, o mașină excepțională, adică nu am dat-o că nu mi-a plăcut ceva la ea. Pur și simplu am dat-o că puteam să iau banii cu ea și am luat un preț bun și asta a fost. Dar ce mă deranja pe mine era că fiind mare, lungă, lată în oraș, uite, bagă-te tu, parchează pe aici. Da. Dacă n-ai un loc super lung sau două locuri, n-ai un stupaj. Asta poți să o pui așa, perpendiculară cu bordura. Da, nu e chiar ca smart-ul. Nu e, da. Da, e, bă, foarte, foarte ușor de parcat, foarte ușor de manevrat, foarte ușor de întors. Ia, să facem testul de manevrabilitate. Hai că camera pe spate e ok aici. Tic, 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 tic. Descurcabil. Da. Ce mă mai încap pe unul aici, în locul ăsta? Asta e frumusețea, frate, la mașinile mici. Mișto designul la scaun, vezi, aici pe mijloc. Preșuri din textil. Sunt exact ca la Camry, exact ca la Corolla. Da. Nicio diferență. Buzunarul destul de mare. Ia, hai să vedem și în spate. În spate, problem. N-ai loc. Ce ai, mă? N-ai loc? Ai un pic de loc la tine în spate. Băi, nebun, mai intră un Yaris. Eu ce ți-am zis? Că dacă dădeai tu mai în față, mai intra aici un Yaris. Deschide să vedem cum stau în spate. Hai mă, că dacă încap eu, încape un copil și o soție. Mă dau un pic mai în față și da, fac loc. Da. Nu e așa dramatic. Bă, nu e Audi TT. Nu. Exact. Și fii atent, ce-mi place. Iar buzunărel, iar da. Buzunărel. Aici e mai mic buzunarul ca mai în față. Da, da, mai da. Intr-o sticlă. Bă, îmi place feedback-ul la... Tăi-te, cum e asta? Când... Da, 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 da. Plasticul de aici arată urât. E foarte cheap. Are multe airbag-uri. Are spate lateral, față lateral, scaune și față. Deci are peste tot. Arată agresiv așa, știi? Arată mai mult cai decât are. Arăta mai mult agere, dar nu e gere. Da, 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 exact. Da, mai e foarte mișto de oraș. Dar vezi ce ușă mică are pe spate? De am zis, zici că e cupe în două uși. Da, mă, e ok. Fii atent. Așa. Zi tu, dacă ești nebun, nu ți se pare că au pus prea mare pe spate discul de frână pentru hibrid? Mama, dar chiar. Acum l-am văzut. E dita mai etrierul. Ok, sunt mici, dar uite, sunt cât pe față. Da. Bă, pentru o mașină care are sistem hibrid, pe spate nu era nevoie de atât de mare putere de frânare. Toyota nu prea pune tamburi. Mi se pare că pe Aygo X are tamburi. E posibil să fie, în rest, nu pun tamburi. Sunt mânerele la fel ca la toate Toyotele, identice. Da. Are forme mișto mașină. Da, eu sunt încântat, nu că e, nu știu ce, repet, nu că e mașina vieții mele. Eu sunt încântat că e oferta bună, că exact, e economică. Că e economică, da. Că e practică, că mi-e utilă, că n-o simt, că, știi? Ai și mașina nouă. E și nouă. Contează. Da, e și nouă, exact. Da, te poți baza pe ea, are 6 ani garanție. Asta e episodul. Asta e noua rablă, între ghilimele, a lui Răzvan. Așteptăm și părerea voastră despre noua lui Toyota Yaris 2024, 9.0 km. Ne Ceau. Vedem în următorul episod. Salut, pa, la revedere!